Salutare, oameni dragi, și bine ne-am regăsit. Bate vântul de-mi stinge aragazul. De ce este acest titlu? Vă spun imediat. Când gaură la hotă, afară neavând sistemul acesta de valuzea, da? După cum observați. Deci neavând acest sistem, când bate vântul, intră prin hotă și prin orificiul exterior, destinge flacăra la aragaz. Aceasta este o mască pentru aerisire și vă arăt imediat despre ce este vorba. După o zi de muncă puternică, m-am decis, n-am mai suportat, vreau să montez în acele două orificii, cea de sus fiind aerisirea, cea de jos fiind hota, să montez aceste două măști pentru a nu mai avea probleme. Nu avem ce face, cât am fi de obosiți, trebuie rezolvată această problemă și pentru voi să luați în considerare, deci e o pierdere foarte mare de căldură prin acele orificii. Deci se simte diferența în bucătărie față din alte încăperi din casă. Este mult mai rece. Da? Deci mult mai rece. Deci, și eu văd că asta e singura cauză. Imediat o rezolvăm. Ora 20. Noi umblăm pe scară, pe exteriorul casei. Acolo e burlanul la hotă, după cum se vede, și acolo aerisirea în casă. Să le dau un pic cu silicon. Am dat cu silicon și punem prima dată aerisirea. Iar când voi face fațada, se vor astupa și aceste orificii. Iar acum să dau cu silicon pe acea valuzea. E ca și rezolvat. Și acum, după ce i-am dat silicon, o fixăm la locul ei. Vă speriați, o să strig să dea drumul la hotă ca să vedeți și voi cum funcționează această jaluzea. Închide! Deschide! Gata! Cam asta e, dragi prieteni. După o zi de muncă am rezolvat și această problemă. Trebuia neapărat. După cum observați, aceste jaluzele se închid la când se oprește hota, iar când pornește ele se deschid și evacuează aburul din casă. Vă salut, seară frumoasă, un pic de priveliște să vă prezint, liniște, pace și numai bine la toată lumea. Vă salut! Cu respect și seară bună!